Bună ziua și bine v-am regăsit la știri! Ionuț Rudeanu, ginerele copreședintelui PNL, Vasile Blaga, a fost reținut joi seară după mai bine de 7 ore de audieri în fața procurorilor de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat se ridică la 600.000 de euro. Ionuț Rudeanu le-a spus procurorilor că nu se face vinovat de acuzațiile care îi se aduc. Ionuț Rudeanu nu a făcut niciun fel de declarații când a ieșit de la audieri. Procurorii urmează să efectueze o expertiză la firma acestuia de protecție și pază. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV, în timpul audierii ar fi avut loc negocieri în cadrul cărora Ionuț Rudeanu s-ar fi arătat dispus să achite prejudiciul din acest dosar pentru a nu fi reținut pentru 24 de ore. Ginerele copreședintelui PNL, Vasile Blaga, a fost adus joi la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel București pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală în care au fost efectuate percheziții la firme de protecție și pază, bănuite că au prejudiciat statul cu 600.000 de euro. Joi dimineață, procurori și polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 5 percheziții la domiciliile și sediile comerciale ale mai multor persoane din București, Deva și Buftea, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din datele și probele administrate în cauză rezultă că în perioada 2010-2014 persoanele vizate, printre care și reprezentanții unei societăți prestatoare de servicii de protecție și pază, ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul creat bugetului de stat, calculat pe baza datelor și probelor administrate în cauză, se ridică la valoarea de aproximativ 2.500.000 de lei. Ionuț Rudeanu deține o firmă de protecție și pază care a câștigat de-a lungul timpului mai multe contracte de la instituții publice. Din investigație a reieșit faptul că, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat, reprezentanții unei companii specializate în prestări de servicii de pază ar fi creat un circuit infracțional format din mai multe societăți comerciale, prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive, a precizat IGPR. Primarul municipiului Deva ia atitudine în ceea ce privește modul mai puțin alert în care se desfășoară în anumite zone ale orașului lucrările de reabilitare și modernizare ale urbei și solicită constructorilor să nu mai tărăgâneze lucrările. Municipiul reședință de județ s-a transformat într-un mic șantier în acest an. Este vorba despre cele 6 proiecte care se realizează din fonduri europene. Până acum s-a dat ordin de începere pentru 4 proiecte, respectiv în Piața Aras, Bulevardul Decebal, Bulevardul Dacia și zona Ardealul din apropierea gării. Petru Mărginean însă nu este întocmai mulțumit de modul în care se mișcă lucrurile aici și le-a solicitat constructorilor și proiectanților să nu mai bată pasul pe loc. Sincer să fiu, nu sunt mulțumit. Sunt mulțumit doar de lucrările de la Piața Aras, sunt mulțumit de anveloparea blocului M, sunt mulțumit de încă câteva lucrări mici care nu are legătură cu aceste lucrări pe care le-am pornit, aceste 3 lucrări. Sunt dezamăgit de cum se lucrează la Piața Ardealului și chiar astăzi dimineața am făcut o întâlnire, o analiză cu constructor, proiectant, președintele de asociații de proprietari și pentru alte lucrări de anvelopări de blocuri și am ajuns la concluzia că sunt lucrări întârziate. Eu le-am transmis fără nicio presiune asupra lor ca să intre normal, să se facă toate analizele necesare pentru ca lucrările să se finalizeze în luna decembrie. Nu cred că cineva este atât de inconștient încât după ce câștigă o lucrare, o licitație, să o lasă de mântuială. Dacă este să ne raportăm la ceea ce este scris pe hârtii, lucrările de reabilitare a acestor zone ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an. După ani buni în care un elev din România primea o alocație de doar 42 de lei, schimbarea mult așteptată s-a produs. Deputații au votat majorarea alocațiilor elevilor la 84 de lei. Deputații au votat amendamentul depus de PNL. Alocațiile copiilor au fost dublate la 84 de lei.
Deputații PSD din Comisia de Muncă au dat aviz negativ proiectului PNL privind creșterea alocațiilor copiilor. Aceștia au susținut că nu sunt fonduri suficiente pentru majorare. Proiectul a fost respins luni și de plenul Senatului. Miercuri dimineață însă, proiectul a fost supus votului Camerei Deputaților, for decizional în acest caz, și s-a decis majorarea sumei la 84 de lei. 332 de deputați au votat pentru, iar 2 s-au abținut. E vorba de alocații și vorba de mai mult de 3 milioane de copii, indiferent că sunt elevi sau nu. A fost o luptă a Partidului Național Liberal, noi am vrut 200 de, am propus mai mult. Am reușit să obținem, să ne lămurim colegii, sub presiune publică și sub presiunea noastră strașnică, să dublăm măcar 42 de roni, era penibil de puțin, nu că 84 ar fi mult. Va trebui să continuăm această bătălie și să aibă copiii bani. Inițial, deputații PNL au cerut creșterea alocațiilor la 200 de lei, ținând cont că suma li s-a părut tuturor mult prea mare, s-a hotărât ca măcar banii copiilor să fie dublați. Situația critică prin care trece Valea Jiului va ajunge din nou la urechile președintelui Klaus Iohannis și a premierului Victor Ponta. Asta după ce ieri consilierii de la Petrila, alături de primarul Ilie Păducel, au trimis încă un memoriu pentru susținerea minei Lonea. Exploatarea minieră Lona este singura care a mai rămas în orașul Petrila din cele 5 existente odată. Cum mineritul în Valea Jiului este acum în impas, primarul orașului Petrila, Ilie Păducel, alături de consilierii locali, au trimis un memoriu către președintele României, guvernul țării, dar și comisarului european pentru politici regionale. Trimitem un memoriu domnului președinte al României, domnul Klaus Iohannis, un memoriu domnului prim-ministru al Guvernului României, domnul Victor Ponta, și europarlamentarului Corina Crețu, care în campania electorală a fost în orașul Petrila. Am informat-o și pe dumneavoastră despre situația celor din Petrila. Acest memoriu se referă la necesitatea continuării activității la mina Lonea, mină care a rămas sau rămâne singură în orașul Petrila din cele 5 unități miniere care au funcționat cu ani în urmă în orașul Petrila. Dacă în urmă cu sau după anii 90, imediat după 90 până 97 au funcționat în orașul Petrila 5 unități miniere, după cum se știe, 3 au fost închise. Mina Petrila anul viitor va dispărea ca unitate minieră de pe harta României, să zic așa. Și mina Lonea, care rămâne singură și este prinsă pe program de dezvoltare, într-adevăr să-i se dea atenția cuvenită și să fie într-adevăr pe program de dezvoltare. În această perioadă de criză, care pare a nu se mai termina, coroborată în majoritatea cazurilor în mod nefericit cu noile formule de alocări bugetare venite de la Ministerul Finanțelor Publice, cea mai sigură metodă de a face rost de bani este atragerea de fonduri europene. Administrația publică locală din comuna Teliucu Inferior a reușit să atragă o finanțare europeană în valoare de peste 2 milioane de euro în baza unui proiect integrat depus pe măsura 3.2.2. Acest program cuprinde alimentarea cu apă și canalizare în colonia Frontul 2, ce aparține de satul Teliucu Superior, reabilitarea a 3 cămine culturale și anume cele din Teliucu Inferior, Cinciș, Cerna și Zoarele, construirea unei noi grădinițe în Teliucu Inferior, amenajarea și modernizarea unui parc în Cinciș, Cerna, modernizare de străzi în Cinciș, Cerna și Teliucu Inferior și realizarea canalizării pe strada Zorilor din localitatea de reședință. Legat de acest aspect, la redacția noastră au sosit mai multe reclamații anonime în care se specifica faptul că lucrările sunt făcute de mântuială. Mergând pe firul evenimentelor, echipa Hunedoara TV deplasată la fața locului a constatat exact contrariul, iar primarul localității a făcut câteva comentarii vis-a-vis de respectivele reclamații. Vreau să spun următorul lucru. Pe noi români ne caracterizează răutatea, invidia și, până la urmă, chiar și prostia, pot să numesc ca o caracteristică. Oameni nemulțumiți de calitatea lucrărilor nu cred că există. Sunt oameni răi care nu apreciază la justa valoare faptul că ne implicăm și încercăm să aducem bani europeni în comună și să realizăm lucruri frumoase.
Termenul final de implementare a lucrărilor prevăzute în proiectul cu finanțare europeană din comuna Teliucu Inferior este 30 septembrie 2015, dar edilii locali spun că proiectul va fi finalizat cu o lună mai devreme. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. Persoanele fizice sunt obligate să depună până pe 25 mai la ANAF formularul 200, prin care să raporteze veniturile realizate în 2014. Nedepunerea declarației până la data anunțată de ANAF va aduce amenzi de până la 500 de lei. Astfel, contribuabilii care au realizat venituri din activități independente, activități agricole, impuși pe bază de normă de venit și sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației și care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități non-profit sau al unei unități de cult, depun formularul 200, completând secțiunea corespunzătoare din formular. Guvernul a aprobat un proiect de lege care facilitează plata amenzilor contravenționale printr-un mecanism electronic de evidență și comunicare. Noul sistem va furniza în timp real date despre amenzile și plățile efectuate. Accesarea acestor date ar urma să fie făcută atât de către autorități, cât și de către contribuabili. Noul sistem va putea fi utilizat în sistem pilot pentru amenzile contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice aplicate șoferilor. Legea va putea fi aplicată și pentru alte amenzi contravenționale pe măsura dezvoltării sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanțe electronice și conectării la acestea. O modificare importantă adusă de proiectul de lege este intervenția asupra condițiilor în care se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ de sancționare. Ca regulă generală, se instituie posibilitatea de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal. În prezent, acest termen este de 48 de ore. Un proiect de lege prevede ca patronii să le dea angajaților tichete de vacanță. Patronii generoși le-ar putea oferi tichete de aproximativ 6.000 de lei pe an, cu o condiție: să se relaxeze în țară. Asta deoarece statul promite să îi scutească pe angajatori de impozite. Mulți se plâng însă că n-au bani nici să-și achite taxele, cu atât mai puțin să-și răsfețe salariații. Deputații din două comisii au modificat legea privind acordarea voucherelor de vacanță. Toți angajații și bugetarii, dar și cei din mediul privat, ar putea primi bani înainte de a pleca în concediu. În funcție de generozitatea patronilor, cuantumul sumei s-ar putea ridica până la 6 salarii minime pe economie, adică 5.850 de lei. Proiectul a trecut deja de două comisii, decizia finală fiind luată în plenul Camerei Deputaților. Deși este încă junior, un jucător hunedorean de tenis de câmp a fost dublu finalist într-un turneu de seniori al Federației Internaționale de Tenis. Jucătorul hunedorean de 17 ani, Dragoș Mădăraș, a ajuns până în finalele simplu și dublu ale turneului din Suedia, dotat cu premii în valoare de 10.000 de dolari. La simplu, Mădăraș a fost învins în ultimul act al competiției de localnicul Michael Immer, cu scorul de 2-6, 6-1 și 6-2. Pe tabloul de dublu, jucătorul român a făcut pereche cu suedezul Serdar Boyadjieva. Astfel, Dragoș Mădăraș a acces în premieră până în ultimul act al unui turneu ITF la Stad Suedia, turneu de 10.000 de dolari, acolo unde săptămâna trecută a susținut un adevărat tur de forță. A plecat din calificări, unde a obținut două victorii, apoi a susținut 5 meciuri pe tabloul principal la simplu, inclusiv finala, plus alte 4 partide de dublu în paralel. Specialiștii apreciază efortul depus de Dragoș și spun că puțin jucători de vârsta lui pot să ducă un asemenea parcurs în mai puțin de o săptămână de a juca 11 meciuri. Astfel, Dragoș a câștigat 10 puncte, iar de luna viitoare va figura în clasamentul mondial ATP Seniori, cel mai probabil pe o poziție între locurile 1000 și 1050. Dragoș Nicolae Mădăraș este originar din Deva, dar stabilit în Suedia. El a pus pentru prima dată mâna pe o rachetă de tenis pe când avea doar 7 ani la Sport Club Municipal Deva. Mai apoi a aprofundat tainele sportului alb la Hunedoara, la Club Tenis Siderurgica, sub atenta îndrumare a antrenorului Viorel Căciulescu. Cât timp a locuit și s-a pregătit în România, Dragoș Mădăraș a fost elev al Colegiului Național Sportiv Cetate Deva. Aici încheiem jurnalul orei 16. Ne revedem la ora 18 cu principalul grupaj de știri al zilei.